Boala Parkinson este a doua suferință neurodegenerativă ca frecvență după Alzheimer, cauza apariției maladiei fiind necunoscută pentru cei mai mulți dintre pacienți, în timp ce doar în 10% dintre cazuri se poate vorbi de afecțiune genetică. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Medicina pentru Toți. Boala Parkinson și accidentul vascular, două afecțiuni care sunt tot mai des întâlnite în rândul tinerilor. Despre acest subiect vom discuta cu doamna doctor Angela Mână Scurtă, medic primar, neurolog. Bun găsit! Bună ziua! Aceste afecțiuni le întâlnim tot mai frecvent în ultimul timp. Cum se manifestă boala Parkinson și ce este ea? Boala Parkinson trebuie să o definim ca o boală neurodegenerativă. Ce înseamnă aceasta? Creierul, pe parcurs ce înaintăm în vârstă, degenerează, se atrofiază. Este o chestie normală, dar avem pacienți la care această atrofie și degenerare apare mai devreme decât este normal. Și atunci noi credem că aceasta de acum devine o problemă, o patologie. Problema este că boala Parkinson, fiind o boală neurodegenerativă, are o prevalență mai mult la vârstnici, mai ales după vârsta de 65 de ani. Cea mai gravă problemă este că din 5 boala întinerește. Ce înseamnă asta? Începem în practica de zi cu zi să întâlnim pacienți tineri în vârstă de 30-40 de ani, dar avem cazuri și în vârstă de 20 de ani, ceea ce e destul de dramatic pentru pacienții noștri. Fiind o patologie neurodegenerativă, în mecanismul patogenetic avem un neurotransmițător care în creier care se numește dopamina. Dopamina este o substanță chimică care acționează asupra emoțiilor, are contribuție asupra emoțiilor, asupra plăcerii, durerii, dar în primul și în primul rând afectează motilitatea organismului. Cu vârsta, dopamina fiziologic scade ca conținut al substanței în creier, dar scade în jur de 30-40% din nivelul inițial. Problema este când boala Parkinson de acum apare, când nivelul dopaminei în organism scade și ajunge la 20-30% din nivelul inițial. Noi care ar fi cauzele acestei afecțiuni? Cauzele sunt foarte multiple. Noi avem boala Parkinson primară, ereditară, dar avem și parkinsonismul sau boala Parkinson secundară. O cauză este accidentele vasculare multiple care afectează substanța nigra producătoare de dopamine și care și reglează nivelul dopaminei în organism. Și atunci, dacă se întâmplă un mic accident în zona aceea sau alăturată, automat că se pot dezvolta simptome ale bolii Parkinson. Substanțele toxice, mediul toxic, influențează foarte mult nivelul de dopamină și scăderea dopaminei în creier. Infecțiile sunt o cauză primordială a dezvoltării bolii Parkinson secundare, cum ar fi meningita, encefalitele, care afectează destul de grav sistemul nervos. Chiar dacă pacientul recuperează din infecție, mai târziu poate să dea simptome caracteristice bolii Parkinson. O altă cauză pot fi traumatismele, mai ales după accidente rutiere grave, soldate cu traumatisme cerebrale grave în care pacienții au fost în stare de comă și asta se întâmplă la pacienții tineri. Foarte multe cauze sunt alcoolul, țigările, normal, consumul în exces, nu zicem consumul normal, dar în exces la fel poate să ducă. Stresul este la fel o cauză caracteristică. Nivelul dopaminei scade normal, dar când stresul și persoana care muncește zi de zi într-un stres continuu,
nu se relaxează, nu are un ambient normal, plăcut la servici în familie, da, în final poate să dezvolte și un parkinsonism sau simptome caracteristice bolii Parkinson. Boala Parkinson are o evoluție progresivă, iar semnele și simptomele se acumulează în timp. Deși această afecțiune este potențial invalidantă, ea evoluează lent, astfel încât majoritatea pacienților beneficiază de numeroși ani de viață activă după stabilirea diagnosticului. Deși nu există un tratament curativ pentru boala Parkinson, simptomele sale pot fi atenuate cu ajutorul medicamentelor, dar și prin modificarea stilului de viață. Boala Parkinson este o boală lent progresivă și simptomele care sunt caracteristice bolii Parkinson apar lent, ușor. Care sunt primele semne clinice care nu ne duc gândul la această afecțiune? Poate ne gândim că avem altceva. Da, poate să se întâmple și am întâlnit foarte multe cazuri când pacienții au fost tratați de boli psihice, de boli reumatismale, de diverse patologii, iar în stadiul mai avansat al bolii, când au văzut că într-adevăr au apărut semnele majore, care acuși o să le enumăr, au apărut semnele acestea majore, au ajuns la specialist neurolog. Cel mai frecvent și, de fapt, boala Parkinson se manifestă prin simptome atât motorii, din cauza că se dereglează motricitatea, cât și simptome non-motorii. Foarte frecvent apar simptomele non-motorii, cum sunt depresia, anxietatea, tulburările de somn, constipația este un simptom destul de alarmant pentru pacienți, de aceea și zic, deseori ei apar și merg la gastroenterologie, la medicină internă și aceste simptome pot să fie premergătoare cu 3-5 ani, chiar și până la 10 ani premergătoare simptomelor motorii care apar. La început, simptomele pot fi confundate cu procesul normal de îmbătrânire, dar pe măsura agravării acestora, diagnosticul devine evident. În momentul manifestării primelor simptome, se crede că între 60 și 80% din celulele din zona de control a activităților motorii sunt deja distruse. Pacienții se plâng adesea de tensiune musculară dureroasă unilaterală, confundată uneori cu acuze reumatice. Alții descriu oboseală severă, diminuarea forței musculare, scăderea randamentului util, adesea asociate cu reducerea capacităților mentale și fizice. Dintre simptomele motorii sunt simptomele cum e tremurul parkinsonian, care apare cel mai frecvent la mâini. De la început apare la o mână, este un tremur fin, predominant în repaus, are o frecvență mică așa. Noi deseori spunem că pacientul numără bănuții, știți așa, finuț. Pacientul cel mai frecvent observă când duce lingura la gură sau ține cana în mână sau încă ce mai relatează pacienții de la țară, zice, doamna doctor, mi-e rușine să merg la biserică. Zic, de ce? Păi mă duc și râde lumea de mine. Eu vreau să aprind o lumânare și când aprind lumânarea îmi tremură mâna. Și zice, și eu nu consum alcool, dar mâna îmi tremură. Și când se uită vecinele și văd că îmi tremură mâna, de emoție îmi tremură și mai tare. Anume, acest tremur se accentuează la emoție. El, tremura acesta este frecvent asimetric. Ce înseamnă? Apare la o mână de la început și cealaltă poate să nu sufere, dar încet, încet progresează și se afectează și celălalt membru. Mai târziu, în evoluție, apare și afectarea picioarelor, adică apare tremurul și la picioare. Un alt simptom caracteristic motor major este rigiditatea musculară. Aici adeseori ne întâlnim cu probleme. Pacienții ajung la reumatologie, ajung la medicină de recuperare.
tocmai din cauza rigidității. Pacientul anchilozează. De la început el are lentoare în mișcări, nu poate mișca membrele, mișcările sunt dureroase, afectează articulațiile, că nu poate face extensie în articulație. Și atunci zice, aoleu, m-au luat durerile reumatismale. Dacă pacientul este examinat corect, medicul își dă seama că da, într-adevăr, poate să fie simptom caracteristic bolii Parkinson. Cel mai frecvent acest simptom, mai ales dacă înaintează în evoluție boala, flexia și extensia. Flexia se face ușor la pacient, iar când face extensia, face ca o roată dințată, adică în trepidație se extinde mâna, ceea ce e caracteristic bolii. Plus, această rigiditate, înțepeneală musculară, în stadiile avansate a bolii, pacienții ajung să înțepenească chiar mergând pe stradă, mergând prin casă, și înțepenesc de așa natură că nu pot face 2-3 pași, se blochează. Asta se numește freezing, când se blochează. E foarte dureros și este și un simptom pentru ei depresiv, alarmant, când se blochează, mai ales neplăcut când ei se blochează la trecerea de pietoni sau chiar pe trecerea de pietoni sau la semafor când așteaptă să se schimbe culorele. Noi, de Ziua Mondială a Bolii Parkinson, 11 aprilie, am împreună cu Asociația Pacienților de Boala Parkinson la Leaua Buzăului, am organizat o campanie tocmai ca să atenționăm împreună și cu poliția, cu ajutorul poliției, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, tocmai ca să atenționăm șoferii și ceilalți participanți la trafic, că avem așa pacienți, ei se pot bloca în trafic pe trecerea de pietoni și conducătorii automoto și bicicliștii să fie mai înțelegători, mai cu bun simț, să nu-i claxoneze, că tocmai din cauza că dopamina scade, cum am zis, emoțiile sunt, da, mecanismul emotiv este perturbat și în aceste situații ei devin mai anxioși, se sperie rapid și se blochează mai rapid, adică apare un cerc vicios care face probleme nu atât pacienților, cât și celorlalți participanți la trafic. Și noi trebuie să fim foarte înțelegători față de acești pacienți. Unele dintre principalele simptome ale bolii Parkinson sunt instabilitatea fizică și căzăturile. Căzăturile, în special la pacienții în vârstă, pot duce la fracturi și la alte răni mai grave. Pentru a preveni aceste accidente, este indicat să îl încurajezi pe pacient să folosească obiectele potrivite pentru a evita căzăturile, precum bastoanele sau mergătoarele speciale pentru cei bătrâni. De asemenea, este indicat să te asiguri că locuința este un spațiu sigur, bine luminat și organizat. Casa trebuie să fie în permanență curată, fără obiecte aruncate în jur de care pacienții se pot împiedica. Bolnavul de Parkinson trebuie să facă mișcare suficientă pentru că activitatea este esențială și face parte din tratamentul bolii. Exercițiile asigură ameliorarea forței și a flexibilității. Sedentarismul prelungit înrăutățește viața. Un alt simptom este bradykinezia, hipokinezia, adică lentoarea aceasta în mișcări. Și o să vedeți prin oraș pacienții înaintând avansând în evoluția bolii, au o postură caracteristică. Ei sunt mai gârboviți așa, într-o flexie, merg cu pași mici, târșiiți, cu viteză variabilă și foarte frecvent, ceea ce vă spuneam, cu freezing, iar din cauza că se dereglează
Și tulburările de echilibru, foarte frecvent putem vedea că acești pacienți se împiedică, cad și trebuie să-i ajutăm. Această boală este o povară pentru membrii familiei? Orice boală este o povară, din cauza că nimeni nu-și dorește să fie bolnav. Noi avem pacienți și tineri și mai în vârstă, în momentul când îi urmăresc, nu putem să punem diagnosticul la foarte mulți pacienți din start, trebuie să fie urmăriți. Dar unde avem de acum pacienți care se adresează cu o boală Parkinson avansată, și punem diagnosticul acesta, pentru ei este foarte dureros să afle că au boala Parkinson. Din ce cauză? Ei știu că sau au aflat sau au auzit de la mass media că boala Parkinson duce la invaliditate. Într-adevăr, de aceea noi medicii specialiști ne dorim prin această colaborare mai strânsă cu medicii de familie și cu campaniile pe care le organizăm, cu conferințele care se organizează, tocmai să promovăm și să informăm populația despre această boală, ca în momentul când văd simptome caracteristice sau ceva care îi deranjează, să nu aibă frica, să se adreseze medicului de familie, iar mai târziu să ajungă și la medicul specialist. Nu este de la început o povară, în momentul când boala este depistată în stadiile începătoare ale bolii. Boala ca atare are 5 stadii. În stadiile primul, 2 și 3, pacienții se deplasează, își iau tratamentul, se pot autoîngriji, au și cogniția foarte bună, adică înțeleg, se pot exprima, vorbi, deplasa fără nicio problemă. În stadiile avansate, cum este stadiul 4, de acum noi discutăm și cu pacienții și cu însoțitorii, pacienților cu rudele, despre chiar să devină această persoană cu grad de handicap. Sunt trimiși la comisiile pentru persoane cu handicap. Iar în stadiul 5 al bolii, pacienții ajung să fie deseori imobilizați, să ajungă să fie dependenți de cărucior, să nu să se poată deplasa sau tulburările de echilibru să fie atât de grave ca să cadă permanent, iar aceste căderi duc la traumatisme. Avem pacienți cu traumatisme de membre atât inferioare cât și superioare, se lovesc și au traumatisme craniene, ceea ce într-adevăr devine o povară dacă un pacient cu boală Parkinson, chiar și în stadiul mai incipient, dar se împiedică și cade din cauza tulburărilor de echilibru, normal că trebuie îngrijit. Da. Iar noi ne dorim prin Asociația Pacienților, de aceea și am înființat-o, tocmai ca să informatizăm cât mai multă populație și să sensibilizăm societatea, să aducem la cunoștință că este această boală, boala, dacă este depistată precoce, se poate trata, nu în totalitate, dar putem ajuta și trata de fapt simptomele, da? Iar acea perioadă care ne pune în dificultate, adică pacientul să ajungă să fie o persoană cu grad de handicap, să o întindem pe o perioadă cât mai lungă. Sau poate niciodată să nu ajungă acea persoană să fie cu grad de handicap. Are vindecare această afecțiune? Nu. Dacă vorbim despre vindecare, trebuie să fim foarte realiști. Boala Parkinson nu are vindecare, dar din ce cauză noi discutăm despre această problemă și eu ca medic specialist primar îmi doresc foarte mult o colaborare deschisă, frumoasă cu medicii de familie care ei sunt pilonul numărul 1 în
discuțiile și în întâlnirile periodice cu pacienții noștri, ei se întâlnesc permanent cu pacienții, îi cunosc din copilărie și până la vârstă înaintată și atunci îi pot depista precoce. În momentul când m-am angajat, acum cu N ani în urmă, aveam în evidență câte 3-4 pacienți în anii 2000, câte 3-4 pacienți pe an. Acum cred că iau în evidență câte 3-4 pacienți pe lună. Și nu din cauza că numai problema este că nu numai boala a devenit mai, cum să zic, afectează mai multă populație, ci și faptul că noi medicii, specialiști, au apărut și ghiduri, am discutat foarte mult și cu medici de familie, s-au întrunit conferințe, a apărut ghidul. Denumirea afecțiunii vine de la doctorul James Parkinson, care a descris pentru prima dată în 1817 afecțiunea drept paralizie cu tremur. Boala survine în urma distrugerii lente și progresive a neuronilor. Întrucât zona afectivă joacă un rol important în controlul mișcărilor, pacienții prezintă gesturi rigide, sacadate și incontrolabile. Tulburările legate de boala Parkinson apar cel mai adesea între 50 și 70 de ani. Vârsta medie de apariție este de 57 de ani. Specialiștii spun că această boală, cunoscută ca una a vârstei a treia, afectează din ce în ce mai mulți tineri, iar tendința este aceeași în toată lumea. 15% dintre pacienții diagnosticați cu Parkinson în România au sub 40 de ani. Nu se știe exact ce provoacă degenerarea neuronilor în boala Parkinson și nici nu există un tratament care să oprească acest proces, ci doar medicamente care îl încetinesc. Creierul este compus din materie albă și cenușie, care conține milioane de celule nervoase. Aceste celule nervoase, numite neuroni, comunică prin eliberarea de substanțe chimice numite neurotransmițători. Odată ce un neuron este stimulat, un neurotransmițător este lansat de la neuron și traversează un gol numit sinapsă. Acesta apoi se leagă la un receptor de pe un alt neuron, transmițând un semnal. Boala Parkinson este o degenerare din zona creierului responsabilă de mișcările musculare, în special a neuronilor pigmentați, situați în substanța neagră din creierul mijlociu. Distrugerea acestor neuroni duce la o scădere a disponibilității dopaminei, care este un tip de neurotransmițător. Ca rezultat, nervii din această zonă nu pot trimite semnale la alți nervi pentru a direcționa mișcările trupului. Manifestarea bolii este dată de tremuratul corpului, circulație greoaie, rigiditate și probleme de echilibru. Numele meu este Tatiana Botiță și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Țineți cont de sfatul specialiștilor. La revedere!